Doamne, ajută iubiți credincioși, bine ne-am reîntâlnit la o nouă emisiune Drumuri Spirituale. Încheiem această săptămână cu un nou capitol din cuvintele Sfântului Paisie Aghioritul adunate în cartea numită Mica Filocalie. Cucernicia. Un mic capitol cu un singur cuvânt, de altfel. Cucernicia este însuși darul Domnului. Și în sufletul care este cucernic se găsește o plăcere adevărată, pentru că însuși Dumnezeu, într-un chip tainic, îl mângâie pe cel zdrobit cu inima. Cineva la un moment dat a înțeles zdrobit cu inima ca fiind cel care a fost necăjit de cineva, supărat de cineva, căruia i s-a făcut nedreptate de către cineva și era foarte, foarte aproape de adevăr. A fi zdrobit cu inima nu însemnează doar atât. A suferit din pricina unui demers nu tocmai frățesc al aproapelui, ci, din contră, pe lângă acest lucru, modul tău de a primi ceea ce rău ți-a făcut acela te aduce în starea pe care Hristos o dăruiește mai apoi cu daruri minunate, acela al cucerniciei mai cu seamă. Ce face diferența? Starea ta de a primi, nu cu supărare, ci cu iertare și îngăduință față de neputința și aplecarea aceluia spre păcat. De-abia atunci te faci desăvârșit vrednic de a primi acel dar al cucerniciei. În momentul deci în care îl iubești pe cel care îți face rău, care este pornit cu tot felul de demersuri în a împlini gândul său cel rău împotriva ta, iar tu, iubindu-l, având îngăduință pentru neputința sa lăuntrică, te rogi: Doamne, iartă-l că nu știe ce face. Și astfel vei reuși, de fapt, să fii acel om zdrobit cu inima, în care nu este păcat și în care Hristos găsește să lași vrednic de a pătrunde. Pătrunzând Hristos, starea ta se numește de cucernicie. Și că ești cucerit, acum ne jucăm puțin cu cuvintele, și că ești cucerit de Hristos, și că, astfel fiind, Hristos cucerindu-te și sălășluind în tine, cucerești cu starea ta de blândețe, de iertare, de bunătate și pe ceilalți. Și te faci pentru Hristos pescar de oameni și îi aduci pe aceștia, iată, la Hristos. Asta ar fi, să spunem, într-o mică explicație, starea de cucernicie. Ca să o dobândim, deci, avem nevoie de curată, profundă iertare și iubire. Zdrobire a inimii, nu pentru nedreptatea ce ți s-a făcut, ci pentru părerea de rău, pentru neputința fratelui tău. Inima ta nu se zdrobește de mândria afectată, de demnitatea ta atinsă, ci inima ta se zdrobește de căderea în păcat a fratelui tău. Un alt capitol, blestemul. Dumnezeu să-l vadă. Acesta este un blestem. Dumnezeu însă ne-a învățat cu totul altceva.
Părintele, iartă-le lor că nu știu ce fac. Pe cruce fiind răstignit Hristos, pe nedrept, pătimind și murind pentru oameni, oamenii îl răstigneau și îl ucideau. Fără niciun temei făceau acest lucru oamenii. Și cu toate acestea, iubitorul de oameni, cucernicul Hristos, îi iubea pe aceia. Îi părea rău de starea lor de cădere și ruga pe Dumnezeu Tatăl să le ierte lor păcatul pentru că nu știau ce fac, că îl ucid pe însuși Dumnezeu întrupat. Nu știau aceasta și chiar dacă ar fi știut, demersul de a ucide era un păcat. Și pentru aceasta Hristos se ruga pentru ei. Se ruga pentru ei și nu-i blestema. Noi când suntem nedreptățiți de către cineva și ne simțim atacați, ne simțim și slabi că nu putem să ripostăm, nu putem să răsplătim la răul lor cu un rău cel puțin echivalent, și totuși în mare neputință duhovnicească de fapt fiind, zicem așa, astfel vede Dumnezeu, îi răsplătește, să-ți dea Dumnezeu după inimă. De multe ori auzim acest lucru. Ei, acea stare este o stare care oricum l-a alungat pe Hristos de mult, este o stare de fapt de blestem. Îi dorești aceluia răul. Nu știi tu cum, dar oricum să fie rău și să fie de la Dumnezeu, că e cel mai puternic. Mare nebunie. În primul și în primul rând, aceea nu mai este o rugăciune pe care Dumnezeu să o asculte și să o împlinească. Pentru că definiția stării absolute de om de rugăciune este credința că Dumnezeu ne dăruiește ceea ce cerem și iertarea față de aproapele. Chiar dacă ai avea credință când spui Dumnezeu să-l vadă, e clar că tu nu ierți și atunci ai stricat rugăciunea. Ai ieșit din definiția rugăciunii, să spunem așa. Ești într-o cu totul altă zonă, cum spuneam, în zona blestemului. Așadar, nu numai să ne ferim de această vorbire, Dumnezeu să-l vadă sau să-ți dea Dumnezeu după inima ta sau chestiuni de genul ăsta sau și mai grave de altfel care sunt clar blesteme, nu numai de vorba în sine trebuie să ne ferim, ci de starea lăuntrică ce produce această zicere. Stare care este generată de neiertare, de neiubire, de mândrie, de concepția că suntem nedreptățiți. De aici vine simțirea, gândirea, voința cea rea și fapta blestemului, faptă rea. Ne mai spune la acest capitol Sfântul Paisia Ghioritul așa că blestemul naște blestem și doxologia naște doxologie. Slava adusă lui Dumnezeu aduce slava adusă lui Dumnezeu. Când omul nu blesteamă pentru un necaz care vine asupra lui, de fapt îl preamărește pe Dumnezeu. Și atunci diavolul crapă și pleacă la altul care blesteamă ca să-i le facă pe toate de-andoaselea acelui. Pentru că cu cât cârtește cineva, cu atât strică mai mult. Cârtire înseamnă, de fapt, blestem. Este ca și cum omul se blesteamă, de fapt, pe sine, ori de câte ori vine mânia lui Dumnezeu. Este omul nemulțumit de ceva,
pentru că nu înțelege socoteala lui Dumnezeu, pentru că nici nu vrea să o înțeleagă de altfel, nu este mulțumit și atunci cârtește. Cârtind, de fapt, împiedică lucrarea lui Dumnezeu în viața sa, în viața celor din jurul lui. Suntem câteodată nemulțumiți, dar nu știm noi de ce și pentru ce se întâmplă anumite lucruri de care noi suntem nemulțumiți. Mai apoi, după un timp, vedem rostul lor și ne dăm seama că n-am avut dreptate să fim nemulțumiți. Mai mult, ne dăm seama dacă am fost nemulțumiți și am și cârtit, cât de mare păcat am făcut înaintea lui Dumnezeu, în loc să avem răbdare și să-L rugăm pe Dumnezeu să ne întărească, să ducem toate. Atunci, lucrul lui Dumnezeu pentru o astfel de stare este înlesnit, lucrul lui Dumnezeu, cum spuneam, în viața noastră. Așadar, pentru a nu ajunge să ne blestemăm pe noi înșine, ci și mai mult să primim binecuvântare peste binecuvântare în necazuri sau în părerii de necazuri, mai bine spus, să fim mulțumitori și să aducem slavă lui Dumnezeu. Și astfel, Dumnezeu va lucra desăvârșit, neîmpiedicat și ne vom bucura la final, atunci când lumina va fi desăvârșită și vom înțelege lucrarea, că nu am greșit. Ne vom bucura, deci. Dacă am vorbit de slava adusă lui Dumnezeu, acum vorbim de slava deșartă. Există unii diavoli necurați, diavoli, nu sunt ei curați, necurați oricum, da? Există unii diavoli care, atunci când cineva începe studiul Sfintei Scripturi, îi descoperă tâlcuirea ei. Le place în mod special să o facă în inimile oamenilor roboți, robiți de slava deșartă și mai ales ale celor inițiați în cultura lumească și urmăresc să-i arunce în plăceri, în păreri eretice, ori blasfemiatoare, înșelându-i încetul cu încetul. Ne vom da seama bine de această teologie demonică, sau mai bine zis, de grăirea în deșert, din tulburarea și din mulțumirea nestatornică și plină de neorânduială care se creează în suflet la vremea tâlcuirii. Învățăm de la mai mulți sfinți părinți faptul că pomul se cunoaște după roade. La fel și vorbirea omului. Dacă îmbracă, să spunem, haină teologică, adică pare a fi o vorbă despre cele ale lui Dumnezeu și produce pace, produce luminare, produce bucurie ascultătorului și vorbitorului, atunci este de la Dumnezeu. Dar dacă produce tulburare, neliniște, sentimente care nu sunt conforme cu iubirea față de Dumnezeu, atunci se pare că acea aparentă teologisire nu este de la Dumnezeu. Ce trebuie deci să urmărim? Și ca ascultători și ca teologisitori. Ca teologisitori să încercăm, în primul rând, să fim cu binecuvântare. De cele mai multe ori, creștinul, atunci când începe să citească Sfânta Scriptură, ia binecuvântare. Ia binecuvântare de la duhovnic ca Dumnezeu, pentru rugăciunile duhovnicului său, să-l păzească de ispite eretice, să spunem așa. Pe de altă parte, fiind în ascultarea duhovnicului,
De fiecare dată când ceva nu deslușește, notează sau înconjoară cu creionul acel paragraf din Scriptură și se prezintă cu el la duhovnic, spre a fi înțelepțit, spre a fi luminat. Și astfel, cu adâncă smerenie, Dumnezeu luminează pentru smerenia ta. Smerenia de a fi cerut binecuvântare și smerenia de a fi cerut lămurire. Neîncercând să faci, iată, cu neiscusință, exegeză pe textul Scripturii și astfel înțelegând tu greșit, limitat, poate, nu știu, să duci în eroare și pe altul căruia îi vorbești aparent din Scriptură. De aceea este de mare folos atunci când vorbim din Scriptură să fim, iată, sub binecuvântare și luminare. De altfel, există bună rânduială în biserică ca în biserică cel care învață să fie preot sau episcop, om instruit în sensul acesta și purtător de har, care har lucrează spre vindecarea neputințelor și spre plinirea lipsurilor aceluia, ca Dumnezeu să poată lucra desăvârșit prin acela pe care, iată, l-a ales unealta a sa. În schimb, se poate întâmpla și unii dintre creștini cu inimă curată, cu minte curată, căutând să citească și reușind să-și înțeleagă, să poată învăța pe unul sau pe altul dintre apropiații săi. Acest lucru trebuie să fie tot cu binecuvântare. Binecuvântarea duhovnicului, binecuvântarea episcopului. Au fost situații când, iscusit fiind un om la vorbirea despre Dumnezeu, chiar dacă nu era preot, era teolog, era om cu formație de specialitate, episcopul sau preotul să-l binecuvinteze și să-i dea cuvântul chiar în biserică. Sunt rare situațiile acestea, dar au fost și astfel de situații, pentru că s-a constatat că în acele cazuri Dumnezeu a dăruit acelui dar de bun cuvânt, de cuvânt cu putere multă, spre vestirea Evangheliei. Dar acestea sunt cazuri excepționale pe care le constată cei în măsură, episcopul. Episcopul este cel care poartă responsabilitatea celor ce se petrec sub acest aspect învățătoresc în cadrul episcopiei pe care o conduce și de aceea, e bine, la acest nivel, ajungând cu discuția, iată, să se ceară binecuvântarea chiar a episcopului. Dar nu ne ducem până acolo. Există oameni cu bucurie de a citi Sfânta Scriptură. Mulți dintre creștini, slavă Domnului, ne bucurăm de acest lucru în ultimul timp din ce în ce mai mult. Și care se bucură să afle tainele credinței din izvorul cel mare, cel mai important izvor al credinței noastre, Sfânta Scriptură fiind. Și fac acest lucru cu îndrumarea duhovnicului. Sunt tare plăcute și de mare folos momentele în care fiul duhovnicesc vine la duhovnic nu pentru a se spovedi, ci pentru a învăța, a-i se tâlgui cuvântul pe care nu știm din ce motive, pentru moment nu-l înțelege. Lumânarea. Un alt capitol cu două cuvinte. Lumânarea s-o oferim pentru cei care suferă trupește și sufletește și pentru cei care au cea mai mare nevoie, printre care se numără și unii dintre cei vii și dintre cei morți. De ce anume au nevoie de lumânare? Nu. De rugăciunea care însoțește lumânarea și de jertfa în sine reprezentată de lumânare. Lumânarea
ca și obiect, este un obiect care produce lumină. Iată, produce lumina care te ajută pe tine în proximitatea acelei lumini emanate, acelei lumânări, folosindu-te de lumina emanată de ea, să poți citi cu ochii rugăciuni pe care le înțelegi cu mintea, le simți cu sufletul, le înalți către Dumnezeu, atât pentru tine cât și pentru apropiații tăi vii sau răposați, care, iată, au nevoie de ajutorul lui Dumnezeu pe care tu în acea rugăciune îl ceri. Mai mult, lumânarea este și un simbol. Prin lumina pe care o emană, simbolizează, de fapt, aprinsa, luminânda credință pe care omul o are. Credință luminată, credință curată, credință fierbinte. Aceste caracteristici ale credinței sunt, iată, simbolizate de lumina lumânării. Pe de altă parte, materialmente vorbind, omul, când o cumpără de la biserică, cu acei bănuți, practic, pe acei bănuți i-a jertfit, pentru că acei bănuți ajută și la procurarea altor lumânări, dar și la cheltuielile firești ale instituției numite biserică. Curățenie, întreținere, curent, încălzire, taxe, impozite, salarii, tot ce există într-o instituție pământească, pentru că știm că biserica este o instituție divino-umană. În acest aspect uman al bisericii, iată, există aceste lucruri de care este nevoie și care, iată, sunt ajutate de jertfa omului. Omul care aduce jertfă nu pentru a susține numai decât doar atât material o instituție din care face parte. Această instituție, în aspectul său divin, primește inima, jertfa pe care omul o săvârșește. Și o binecuvintează, iar Dumnezeu, jertfa pe care omul o aduce, o întoarce cu sănătate, cu putere de muncă și cu dar îndoit cel puțin. Așadar, iată, în lumânare, pe care atunci când o oferim, trebuie să o oferim pentru cei ce suferă sufletește sau trupește, vii sau adormiți, să facem acest lucru cu bună știință de valoarea în sine a actului pe care îl săvârșim. Bunul Dumnezeu este în întregime mărinimos și este mișcat chiar de darul nostru, ca valoare materială vorbind, de nimic. În timp ce noi mâncăm mierea, lui Dumnezeu îi oferim ceara și El se mulțumește cu acest dar al nostru. El ne dăruiește mai mult, noi îi dăm mai puțin. Da. Primejdia. A grăi mulțime de cuvinte și a cerceta lucruri care depășesc puterile noastre duhovnicești înseamnă sfârșit primejdios. Ne primejdim sfârșitul vieții atunci când, iată, grăim multe cuvinte fără de folos. Și cercăm lucruri care depășesc puterile noastre duhovnicești. Cutezăm la mai mult decât putem. Păi cam așa se întâmplă când vrei să ridici greutăți mai mari decât poți să duci, îți nenorocești mușchi, articulații, coloană vertebrală, mijlocul. Și te aduci pe tine într-o și mai mare neputință. Trebuie să-ți cunoști puterile și, calibrat cu ele, să porți sarcini
care să nu te vateme. Așa se întâmplă că, legat, dacă vreți, și de stava deșartă, de dorința de a cunoaște mai mult decât putem înțelege și a face lucrurile acestea așa, cu mândrie. În momentul în care caut să fac lucruri peste măsura mea, iată, mă pun pe mine într-o situație de primejdie, spune Sfântul Paisie Aghioritul. Este lucru grav și primejdios să se mire cineva de adâncul judecăților lui Dumnezeu, pentru că în acest fel cei curioși călătoresc pe corabia înfumurării. De ce Dumnezeu a făcut cu tare lucru? De ce Dumnezeu n-a făcut cu tare lucru? Acea atitudine de a lua pe Dumnezeu de gulă și de a-i cere socoteală este un lucru totalmente primejdios. De ce? Pentru că nici nu avem răbdare să vedem, de fapt, care e finalitatea acelor rânduieli ale lui Dumnezeu, și nu vom vedea decât dacă poate ne vom îndrepta. Pe de altă parte, în momentul în care ne comportăm de această manieră, ne punem în situația omului mândru, care crede el că lucrul ăla nu trebuia făcut așa cum l-a făcut Dumnezeu. Trebuia făcut așa, mai bine, zic eu, deșteptul, înțeleptul, peste Dumnezeu, cu mult. De aici mândria în încercarea de a judeca. Nu trebuie să le judecăm, ci să le primim, să le înțelegem, să ni le asumăm și atunci le vom și înțelege. Chiar vom înțelege, dar numai după ce le vom accepta, nu vom cârti și ne vom ruga ca Dumnezeu să ne înțelepțească, să înțelegem acel lucru. Acesta este modul de a acționa constructiv al omului în fața lucrurilor pe care nu le înțelege, din cele pe care Dumnezeu le împlinește, le săvârșește, le îngăduie. Ultimul cuvânt din emisiunea de astăzi și din această săptămână este despre iad și ne spune așa Sfântul Paisie. Este foarte grav ca, după toate câte a făcut Dumnezeu pentru noi oamenii, să mergem în iad și să-L întristăm. Este demersul de a întoarce spatele lui Dumnezeu. Drept este că acest lucru îl facem susținut de nenumărate ori în această viață. Întoarcem spatele, după care, întorcându-se trupul în pământul din care a fost luat și sufletul mergând la judecată, culmea este că vrem raiul și suntem, dacă ajungem la iad, suntem nemulțumitori. Pentru că nu pricepem că noi am făcut acel lucru, noi ne-am semnat sentința. Ca să facem cu folos tot demersul lui Dumnezeu și să nu-L întristăm, este bine să nu-I mai întoarcem spatele. Să stăm cu fața. Cu fața către biserică, cu fața către icoană. Cu ochii, mintea și inima în rugăciune și astfel lucrând cele plăcute lui Dumnezeu și de folos nouă oamenilor, vom dobândi cu certitudine toate cele de care avem nevoie pentru a viețui spre a ne mântui. Să luăm aminte, să ne fie de folos. Doamne, ajută iubiți credincioșii!